Cu excepția centrului raional, Chiștelnița este prima raion olteneș localitate care are străzi personalizate. Proiectul respectiv a fost lansat acum 4 ani de către regretatul Ion Meleca. Deținând funcția de inginer cadastral, el s-a consacrat acestui lucru. Ca rezultat, dânsul a selectat nu numai cele mai semnificative, dar și cele mai năstrușnice denumiri pentru străzile din sat. Spre exemplu, una din ulițele de la periferie se numește Coreeană. După cum ne-a relatat Constantin Ciobanu, primarul satului, Chiștelnița n-a avut nimic cu Coreea. Pur și simplu, pe strada susnumită a trăit un profesor de geografie. Acesta explica într-un mod original locul țărilor pe glob după conturul geografic al satului natal. Astfel, potrivit explicațiilor profesorului, locul țării respective se află exact după casa dumnealui. Scopul atribuirii denumirilor de străzi în satul Chiștelnița a fost foarte important. În primul rând au venit de la cetățenii satului Chiștelnița. Satul Chiștelnița are o istorie foarte bogată, unde pe parcursul anilor tot a apărut această întrebare. În primul rând, ea este foarte binevenită pentru la deplasarea mașinii de poliție sau când vine o ambulanță în sat, este foarte ușor de identificat persoana care trăiește pe strada Vasile Alexandrei sau Grigorie Vieru. Străzile Chiștelniței au înveșnicit numele arhimandritului Nicandru, care a fost deputat în primul parlament și care a votat independența. În numele unei străzi este imortalizat Tudor Brădescu, erou căzut în războiul de la Nistru. Altă uliță poartă numele lui Aurel Colesnic, soldat căzut în Afganistan. Cele mai multe denumiri de străzi totuși o poartă poeții și scriitorii din spațiul românesc, Mihai Sadoveanu, Constantin Stere, Grigore Vieru, Eugen Doga și alții. De ce anume s-au dat în numele acestor personalități? Sunt niște personalități nu numai la nivel, dar sunt la nivel și de țară, ca Alexandrie, ca Eminescu, ca... și așa au hotărât comisia locală, consătenii noștri, ca să dăm denumire acestor personalități notorii, Eugeniu Doga, avem niște denumiri foarte, chiar mă mândresc, Grigore Vieru și multe altele. Dar mai avem și niște străzi care ne dă o importanță a regiunii sau a Mahala. De pildă este Mahalaua, regiunea Izvoară. Este Mahalaua, avem în regiunea unde este o fășie de nucari, unde este dată denumirea nucarilor. Și multe, multe chestii de genul acesta. Dar avem și străzi mai puțin importante, unde pe parcurs, adică pe viitor, urmează tot la decizia Consiliului, la propunerile consătenilor noștri, apărând noi personalități cu importanță majoră pentru satul nostru Chiștelnița, să urmează să mai facem unele completări sau unele modificări. Atât primarul de Chiștelnița, cât și consilierii sătești remarcă importanța introducerii denumirilor de străzi. Deoarece localitatea noastră este una dintre cele mai numeroase din raion, în jurul la 1100 de gospodării, serviciile date, serviciile ca pompieri, salvarea, serviciile de gaz, să fie mai rapid și mai operativ găsiți gospodarii după denumirea străzilor. Atribuirea unor nume de personalități este ceva frumos pentru a păstra în memoria cetățenilor numele unor personalități, cum ar fi Ion Creangă, este, dacă nu mă greșesc, Alexei Mateievici, un scriitor care a scris imnul țării. Inițiativa cu atribuirea denumirii străzilor a fost salutată și de localnici. Aceștia se arată convinși că lucrul dat este unul util. Ideea de a da denumiri la străzi a apărut cu mult înainte de acum, că eram eu pe vremea, eram primar la moment. Am adunat consiliu, deoarece satul e mare, ca să orienteze lumea, că vin și străini, vin și rudi, dar sunt care sunt duși de mulți ani, s-au schimbat și un drum și altul, civilizează lumea și la 8 și la sate, nu numai la orașe. Și întrebarea a fost că dați denum și am dat în sat, am avut băiet care a căzut pentru integritatea Republicii Dudbre, s-a dat uliță în numele lui, s-a dat gimnaziu în numele lui, este biserica Sfântul Nicolae, s-a pus Sfânt Nicolae, centrala s-a pus
domnului Ștefan cel Mare. Mai ușor să găsești, că e satul mare. Mai ușor să găsești asta. Sunt mulți într-o nume și o familie, sunt și după tată prenumele. Și mai ușor poate de găsă casa, numai așa mă gândesc eu. Harta cu denumirile introduse în GPS-ul mașinilor urgenței, a salvatorilor și ale poliției va înlesni ajungerea acestora la solicitanți.